Programul Noua Casă nu mai pare așa de ofertantă după ce guvernul a introdus noi condiții. Noua formă propusă de executive permite garantarea cu 80% a creditelor ipotecare contractate de persoane cu venituri lunare de 2500 de euro net. Pentru achiziția unei locuințe prin programul Noua Casă este nevoie de un avans de cel puțin 15%, a declarat Ministrul Finanțelor Florin Cățu. Programul Noua Casă ar putea crește artificial prețurile locuințelor. Majorarea plafonului la 140.000 de euro va duce la creștere artificială a prețurilor și chiar la frânarea creditului ipotecar atât timp cât el va putea fi accesat de persoanele cu venituri peste medie. O rată de circa 3.000 de lei pe lună pe o durată de 30 de ani pentru pentru creditul maxim de 140.000 nu o poate suporta orice familie. În aceste condiții au de câștigat doar dezvoltatorii imobiliari care își vor putea vinde activele la prețuri mai bune. În schimb, clienții s-ar putea să nu fie interesați de această schimbare de paradigmă care nu va aduce altceva decât cerințe mai mari din partea băncilor și costuri mai mari pe piața imobiliară.